Ești o persoană extrem de activă datorită rezervelor mari de energie internă, ai vise grandioase și o mare dragoste de viață. Cu toate acestea, natura ta este duală, un entuziast și filozof, ești înzestrată cu ambițiozitate și hotărâre, deși partea ta deschisă, impulsivă, este angajată să călătorească și să comunice. Albina lucrătoare din interior se gândește doar la succes, te scufunzi în propriile tale începuturi. Acest lucru se aplică nu numai activităților tale profesionale, ci și vieții personale. Te predai prieteniei și iubirii în ansamblu, fără urmă. Odată ce ai făcut alegerea, vei deveni pentru totdeauna captiva acestei alegeri. Pot apărea probleme cu privire la profunzimea obligațiilor și responsabilităților tale. Dacă circumstanțele sunt astfel încât ești nevoită să-ți părăsești familia sau echipa, te confrunți cu vinovăție dureroasă timp îndelungat, chiar dacă știi cu tărie că situația este dincolo de controlul tău. Cu toate acestea, experiența în dezamăgire care vine de-a lungul anilor, te învață să lași ceva în rezervă, fără a-ți compromite generozitatea. Ești încărcată cu o energie uriașă? dar nu ești întotdeauna capabilă să o orientezi în direcția corectă. Foarte des te dedici pierderii cu bună știință a proiectelor, semnul tău zodiacal aparține constelației săgetători. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: amabilitate, irresponsabilitate, inconstanță, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot te duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială. Dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâu liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor, deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali, planeta ta în exil este Mercur, lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsata de obiectivitate, ai o personalitate ambițioasă, extraordinară, ești autosuficientă și ai încredere în tine ai o putere remarcabilă de voință și sete de victorie. Pentru tine, toată viața este o competiție. Tu mergi la celul tău deseori prin spini, dar dificultățile nu te înspăimântă. În viața personală ești prudentă. Nu ești înclinată spre aventuri, ești orientată spre familie deși ești predispusă la flirt. Pentru tine flirtul este o permanentă demonstrație a capacităților, nu un scop apreciezi loialitatea și devotamentul. În viața ta personală ești atrasă ca un magnet de personalități distructive, iar apoi ajungi la viață mulți ani după dezamăgire. Totuși, ești rare ori mulțumită de relațiile normale, ca și cum ai căuta partenerii cei mai extravaganti și excitanți care îți sacă toată energia din tine. Reușești să înțelegi că este posibil să nu ai doar ceea ce ți se dă. În acest sens, Ești o personalitate cu o afecțiune puternică, uneori, ești obsedată de astfel de impulsuri în încercarea de a scăpa de propriile probleme, temeri și anxietăți, îți poți descărca excesul de energie, dedicându-te în întregime muncii. Dispoziția ta nestingerită duce uneori la rezultate absolut fantastice, în ciuda faptului că poți duce o viață complet respectabilă și decentă fără excesele pe care ți le poți permite. Ești demnă de invidie, deoarece reușești să te exprimi și să profiți de roadele muncii tale. Pentru tine, este extrem de important să cultivi prudență în tot ceea ce faci. Dacă reușești să găsești un obiect demn de atenția și energia ta, poți fi considerată pur și simplu norocoasă. Dar totuși ar trebui să înțelegi pentru tine însăți că prieteni, persoanele dragi, nu sunt întotdeauna capabil să-ți întoarcă ceea ce tu cu generozitate le acordi. Astfel, trebuie să-ți stabilești orientări realiste pentru tine și să te străduiești spre obiectivitate în relații pentru a le păstra și consolida. Te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești cinstită, independentă, respectătoasă față de tradiții, plină de bunăvoință. În relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia, ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener, nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini, pentru a fi cucerită inima ta, nu poți lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție, un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 8 decembrie soarta ta? Ești energică, plină de resurse și entuziasm. Deși calitățile puternice ale semnului sunt perseverența și determinarea, tu ești deseori supusă la îndoelii și contradicțiilor interne. Ai o încărcătură imensă de energie, ai atât de multă, încât este suficientă pentru toate sferele vieții și activității. Ești impulsivă și idealistă, dacă ești interesată de ceva, te vei preda acestei afaceri în întregime. Aceste lucru se aplică nu numai eforturilor proprii, ci și relațiilor. În prietenie, te înconjori de oameni interesanți și deștepți, care sunt gata să te ajute într-o situație dificilă și să-ți ofere sfaturi practice. Forța ta de viață atrage adesea oamenii negativi, dar nu ești pregătită să-i refuzi în complexitatea relației vezi un farme ca parte. Vei încerca să-i ajuți, să-i schimbi în bine, dar de multe ori, relațiile calme și liniștite te ocolesc și alegi din nou oameni care te epuizează de cea mai mare parte din energie. În viața ta personală, mereu speri la cele mai bune și ești puternic atașată de oameni. Înțelegând inevitabilitatea prăbușirii unei relații, Încerci să te ascunzi de o altă dezamăgire și să te închizi, de lungul timpului, înveți să te ascunzi în muncă, concentrându-ți acolo toată atenția și puterea și obții rezultate și vârfuri extraordinare, ești caracterizată de o gândire flexibilă și non-standard, deși în viață ești foarte atentă și prudentă, uneori ești atrasă de întreprinderile riscante, acestea sunt un fel de stimulant și aduc schimbări drastice în viața ta obișnuită. Nu-ți place să fii condusă, iar în poziții joase ești ineficientă ca muncitor. În atmosfera de lucru, ești persistentă și vivace, îți aperi adesea punctul de vedere în dispute și nu faci compromisuri, dar dacă este necesar pentru un scop comun, te poți abate și de la principiile tale. Inteligența puternică și intuiția subtilă te ajută la obținerea succesului și prosperității. Având un întreg arsenal de înclinații de conducere, îți poți începe în siguranță propria afacere și cel mai probabil se va dezvolta rapid și cu succes. Datorită sensibilității ridicate la eșec, ești adesea predispusă la stres și modificări de dispoziție. În exterior, par să fii sigură pe tine, dar insecuritatea cauzală și sensibilitatea la îndoieli îți pot face rău în timp. Prietenii se pot baza în totdeauna pe tine, poți empatiza și susține sincer. Îți dedici dragostea tuturor și când alegi un partener de viață, ești sigură că acest lucru este pentru totdeauna. Dragoste și compatibilitate În dragoste și prietenie, ești predată complet simțurilor. Dacă ai avut noroc și ai reușit să găsești pe cineva care merită atenția și dragostea ta, atunci se poate spune că soarta ți-a zâmbit. Dacă e o decizie, atunci o urmezi până la sfârșitul zilelor tale. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani. Vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsii lui de chipzuință cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești hiperactivă, ambițioasă, intenționată, te distingi printr-o mare dragoste de viață și nu ai somn. Fiecare vis al tău este global, majoritatea dorințelor tale sunt îndeplinite ești axată pe succes, te străduiești pentru realizări, nu economisești forța la muncă, ești gata să te dezvolți, să faci progrese, ești o carieristă prin natură, cauți poziții de vârf, poziții de conducere, ești pregătită pentru acest lucru să mergi de la lucrătorul de rând, pas cu pas pe scara carierei. Dar tu nu ești doar devotată muncii tale, ci ești scufundată în ea cu capul. Știi să lucrezi productiv, Eficient, fără a te supra-solicita, vei face tot ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului, și chiar puțin mai mult, sănătate și boli, dependențele fizice, psihologice sunt dușmanite, dependențele duc la deteriorarea sănătății, te obișnuiești foarte repede cu stimulentele, și nu este vorba neapărat despre produse farmaceutice. Oricine poate deveni un medicament pentru tine dacă îți aduce adevărată plăcere și provoacă o eliberare puternică de endorfine. Activitatea fizică excesivă este dăunătoare pentru tine. După muncă grea sau antrenament, este important să te odihnești bine. Relaxarea aduce corpul și sufletul tău în armonie. Trebuie să dezvolți în tine gândirea, moderația, prudența și capacitatea de a reflecta cu disperare asupra experienței tale, destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o natură puternică, decisivă, ambițioasă, imperioasă, dar uneori te caracterizezi prin nesiguranță, îndoiel și frică, această dualitate a caracterului îți tulbură în viață, autoflagelarea psihică, o evaluare subestimată a abilităților și capacităților tale te împiedică să iei decizia corectă la timp, ceea ce te lipsește adesa de acele momente fericite pe care soarta ți le oferă. Pentru a obține stabilitatea și confortul în viață, ar trebui să cultivi încrederea în sine, să devii mai deschisă și prietenoasă, să înveți secvențialitatea în acțiuni și decizii și apoi poți obține multe în viață. Sfaturi pentru tine! Există un mare risc de a deveni prizonierul alegerii tale. Nu uita că în viață există multe nișe demne de atenție. Poate că în alta vei fi mult mai confortabil decât în ce ocupat acum. Poți reuși să te îmblânzești fără să-ți pierzi inspirația. Nu-ți fie teamă să acționezi cu răspundere, recompensa nu va întârzia mult timp. oferă o șansă de a experimenta fericirea. Ce cadouri ți se potrivesc? Natura ta este pasională, curioasă, păstrând copilăria naivă. Cu toate acestea, nu vei dori ca nimeni să ți devină dușman. Ești extrem de periculoasă, săgețile ascuțite ale sarcasmului sunt direcționate de mâna fermă a rațiuni, distrugând voința și spiritul inamicului. Dacă cineva dorește să-ți facă un cadou bun, ar trebui să țină cont nu numai de regulile generale, ci și să asculte acest sfat, ai grijă să nu calci pe coada săgetătorului. Tu ești prietenoasă până când simți pericolul sau minciuna, și tu urăști mai ales minciunile și nu știi cum să le ierți. La un cadou greșit, vei simți cu ușurință o atitudine nesinceră față de tine însă și îți va fi extrem de dificil să-ți schimbi impresia. Ce să ți ofere pentru a-ți place cu adevărat cadoul? Un abonament la sala de sport? piscină, saună, echipament sportiv sau echipament pentru exerciții, smartphone, armament mic, chite de drumeții, termos, binoclu, busolă și lanternă, un abonament anual la presa scrisă preferată, albume de artă, discuri de vinil rare, cu siguranță nu vei refuza o vizită turistică într-o țară exotică, o săritură cu bangi, o plimbare cu balonul sau o lecție de acrobatică cu aeronave mici. Vei accepta fericită cadouri farse, vei găsi un cadou sub strigătele de caldrece legate la ochi, un cadou cu mor, de exemplu, o praștie sportivă într-o cutie cu arbalete desenată pe capac, îți va determina aprobarea. Un mic lucru etnic sau șapte elefanți retro te vor încânta? Mai ales dacă o sticlă de ceva bun este atașată la tamburinul șamanului. Numai puțin despre figurine sculptate, vei fi încântată de sticlărie, pahare, pahare de vin, pahare originale și căni de bere. Vei fi recunoscătoare din tot sufletul dacă ți se va oferi un serviciu de porțelan sau o pereche de căni de ceai din aur alb de colecție. Albume și cărți despre artă și gătit plus felicitări dar ceea ce nu vei putea permite la ziua ta de naștere sunt discursuri lungi cu felicitări publice și o de Și mai departe nu-ți plac cadourile făcute manual, din păcate, tu vei aprecia orice flori, un buchet elegant de salon într-o cutie cadou sau un braț de flori și erburi de luncă proaspăt culese. O varietate de flori într-un buchet și o revoltă de culori sunt binevenite. Apreciez tehnologia ușor de strecurat într-o geantă sau buzunar. Notoriul Mr. Gadget din desenele animate este un model pentru săgetător. Nu-ți poți imagina viața fără dispozitive multifuncționale compacte, precum și tot felul de gadgeturi tehnice și noutăți, în bijuterii, precum și în îmbrăcăminte, iubești totul strălucitor și neobișnuit, brățări masive cu un model etnic. Mărgele din turcoaz vesel precum cerul pe care îl vizezi, inele largi cu și fără pietre. Formula ta este simplă, bijuterile nu trebuie doar să fie frumoase, ci și să te înfrumusețeze ușor. Chiar și cele mai elementare elemente, mobilier, veselă, așternuturi, pot fi relevante pentru tine. Tu dedici atât de puțin timp gospodării încât poți bea ceai din pahare de plastic ani de zile. Vei arăta o îngrijorare autentică când ți se oferă ceea ce ai cu adevărată nevoie. Parfumul pentru tine este o varietate de arome florale, de parcă ai plasa un oraș plin de viață direct într-o pajește colorată. Veselă, porți soarele în inimă, așa că îți place să simți parfumurile florale discrete care amintesc de vară și de libertatea nemărginită. Poți fi recunoscută ca un cunoscător de bibelouri și suveniruri. Ai deja o mare de ele, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine nu? Îți place în special exoticul, care îți transformă locuința într-o ramură a cabinetului curiozităților și a clubului călătorilor. Crustacei cretacice, amuletă voodoo, castaniete, tamburine de șaman, o vază din Veneția, un arece cu săgeți, totul își va găsi locul pe raftul tău ospitalier. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.